Rafaelo Varga, îți mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. În sectorul 1 există o școală invizibilă. Da, ați auzit bine, a fost inaugurată cu fast pe Facebook și anunțată ca o mare realizare a primăriței. Este vorba despre școala regală. Cu ocazia deschiderii noului an școlar, primarul s-a lăudat pe Facebook că porțile școlii mult așteptate au fost deschise. Doar că ele au rămas închise. Întrebată de această situație, Clotilde Armand și-a pierdut cumpătul. La începutul anului, Clotilde Armand pornea un amplu război cu angajații domeniului public sector 1. Edilul cerea pe atunci clădirea fostelor ferme ale Bucureștiului pentru a înființa o extindere a Colegiului Național George Enescu și promitea că noul an școlar va veni cu vești bune. Proiectul școlii regale a fost anunțat încă din luna februarie de către edilul sectorului 1, Clotilde Armand. Pe atunci, edilul susținea că angajația de pe sectorul 1, dar și angajații administrației școlilor trebuie să părăsească clădirea pentru ca peste 600 de elevi să se mute în acel spațiu. Deși angajații de acolo primeau un spor din cauza radiațiilor din zonă, deși autoritățile au confirmat că există un pericol major, edilul a mers mai departe, iar la începutul acestui an școlar, vestea cea mare a sosit. Astăzi a început un nou an școlar și sunt mândră că am inaugurat acest eveniment într-o școală nouă din sectorul 1. Așa cum am promis, tinerii muzicieni de la Colegiul George Enescu beneficiază la școala regală de condiții ideale pentru exersarea și perfecționarea la instrumentul pe care și l-au ales spre studiu. Începând cu acest an școlar, calvarul nenumăratelor schimburi pe zi la care erau supuși elevii de la acest liceu pentru studiul instrumentelor a luat sfârșit. În realitate, situația este cu totul diferită, iar cei care păzesc clădirea nu știu când vor veni primii elevi. Încă n-au început orele aici. Mă gândeam că e plin de dimineață, să-i întrebăm cum e pe aici. Tocmai ce mi-au spus eu. Că ce? Că nu sunt elevi deocamdată. Am înțeles. Nu știu cum vor să vină. Probabil că mai le reparăm, nu știu. Pus în fața realității, edilul sectorului 1 și-a pierdut cumpătul. Voiam să vă întrebăm ce se întâmplă. Nu fac declarații. Voiam să vă întrebăm ce se întâmplă la școala regală. Când fac declarații, o să vă spun. Dumneavoastră ați anunțat pe Facebook că s-a inaugurat această școală, dar de fapt acolo nu e nimeni încă să lucrează și voiam să vă întrebăm cât mai durează sau de ce ați anunțat că s-a inaugurat. Nu să fac declarații, o să fiți la curent. Vă mulțumim și noi. Nici destinația școlii nu a fost cea anunțată. De la o zi la alta, școala clasică s-a transformat într-o viitoare clădire de studiu individual, ceea ce nu rezolvă problema celor peste 600 de elevi.